Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei care urmăresc acest canal și au curiozitatea să afle, evident, ce vă transmit cărțile în legătură cu sentimentele pe care o persoană anume ar putea să le aibă față de voi în această perioadă. Nu uităm că energia circulă, ce spun acum poate să fie valabil și mai încolo. Nu uităm că ce se descoperă acum se poate schimba mai încolo. Poate persoana respectivă are treburi, are responsabilități și încearcă să își controleze, să zic, emoțiile, sentimentele, că sunteți mulți, suntem mulți care încercăm să ne păstrăm ancorați în realitate. După cum vedeți, am pus niște bijuterii în cristalele mele. Aceasta ar fi prima variantă pentru unii dintre voi. Aceasta ar fi a doua, scuica și încă o bijuterie cu un peștișor, doi, în fine, whatever. Și ametistul cu o floricică, cu o floricică alături. Deci 1, 2 și 3. Eu o să încep să-mi pregătesc cărțile. Haideți să vedem. Numărul 1. Numărul 1, energia generală dintre voi doi. Energia generală dintre cei doi. Ia să pun aici cartea mea. Energia generală. Numărul 1. Energia generală dintre voi doi. Energia generală. Ok. Oh, sunteți sub presiune. Cel puțin unul. Ia să mai vedem încă una. Dintre voi doi. Unul dintre voi muncește, pe rupte, sparge ziduri. Doi, ce frumos! Un soi de doi de cupe. Prietenie. Ah, frumos! Haideți să vedem ce alte cărți apar. La capătul setului de cărți, Traveling, are un pic similar, probabil că unul dintre voi călătorește mai mult ca să își rezolve niște treburi. Am zis că cel puțin unul dintre voi are multe responsabilități. E o chestiune care ține de călătorie și nu musa de călătorie, de mesaje. De mesaje, este similar cu 8 de bâte. Vreți să mergeți mai departe, să avansați, e o carte optimistă, dar vă place să și comunicați. Rămâne de văzut cum se manifestă în această perioadă energia aceasta. Am zis, unul dintre voi posibil are extrem de multe responsabilități. Vrea să spargă ziduri, asta este clar. Are niște legături karmice foarte grele care îl cam ține pe loc, îl cam blochează. Îi blochează expansiunea și să nu uităm că va veni aici o carte care simbolizează expansiunea, 8 de bâte. Ah, foarte, foarte grea energia, este îngândurat sau îngândurată, are gânduri negre, poate are. Încă nu simt ceva legat de sănătate, dar multe responsabilități, repet, foarte posibil pentru unii dintre voi relații karmice sau familie, pentru mine 10 de bâte, o familie sau un job, multe responsabilități, cu multe probleme în care omul respectiv nu se mai poate bucura. Unul dintre voi. Celălalt este o persoană care crește. Crește, crește frumos și oferă prietenie celor care sunt în preajmă. Și simt că între voi doi se naște o prietenie, dacă nu a început să se nască o prietenie. Amândoi sunteți puternici, însă fiecare este altfel, da? Roșu și galben. Unul e mai pasional, da? Celălalt este mai solar. Unul are nevoie să-și dezvolte încrederea în el, celălalt are nevoie să-și dezvolte senzația de stabilitate. Hai să vedem ce cărți apar. Numărul 1. La ce se gândește? Ce simte? Persoana care are această presiune, da? Ce simte? Ce gândește? Ok, ce simte?
se simte prima persoană de la numărul 1. O, am zis că e vorba de o casă. Ce simte? Ce gândește? Gândește. Bine, magicianul e Mercur. Mercur gândește, raționează. Gândește. Stă și alege. Ce-și dorește? Ce-și dorește? Faetonul? 8 de bâte, că tot am vorbit mai devreme, ce frumos când se confirmă lucrurile. Unul dintre voi trebuie să facă foarte multe compromisuri și comparații între relațiile pe care le-a experimentat și cea în care ar putea să intre, că poate să fie doar prietenie, da? Am senzația că unii dintre voi sunteți la început de relație. Nu toată lumea, dar ce-și dorește. Ce-l susține? Și ce-l blochează? Ce-l susține, pardon, așa. Și ce-l blochează? Ce sar cărțile. Ok, asta îl blochează, da? E o regină de monede, un semn de pământ, un semn de foc. Ori un semn de pământ care are un semn de foc în preajmă, dar au venit invers cărțile la un moment dat în timp ce au căzut. E o situație neplăcută, dar un suflet karmic cu care nu comunică. Așa cum comunică cu voi doi de cupe, a venit invers la ei. Ok. Pentru unii poate să fie doar un scurt mesaj. Ce-l blochează? Așteptare. Detașare. Așa, și să mai aleg o carte. Da, unul e căsătorit și celălalt este singur. Și în această situație trebuie să vă controlați impulsurile, atracția dintre voi. Ce a reușit să faceți? Asta o să pun invers. Ok, ok. Frumos, s-a oprit la... S-a oprit? Frumos. S-a oprit setul de cărți la stea. Și aici începem tot cu stea. Amândoi sperați. Amândoi sperați și aveți cel puțin... În această perioadă aveți impresia, rămâne de văzut în timp cum se va manifesta, dacă se va concretiza, aveți impresia că sunteți ce și-a dorit celălalt. Sunteți destinul unul celuilalt. Ia. Ce simte a doua persoană? Steaua, ce frumos! Ce simte a doua persoană? Magicianul, wow! Ce gândește? Ce gândește a doua persoană? Ce gândește? Ce-și dorește? Ce-și dorește? Simte ce gândește, ce își dorește. Ce vă susține? Numărul 2. De la numărul 1. Persoana a doua de la numărul 1. Ce vă susține în această situație? Și ce vă blochează? Interesante cărți. Ce vă blochează? Vreau mai puțin. Dar o singură carte. Am văzut un rege de spade. Probabil unul dintre voi încearcă să se controleze, să-și controleze emoțiile, să fie mai rece, mai distant. Ce vă blochează? Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți într-o finală? Asta nu...
S-a oprit la valetul de cupe. Și interesant că vorbeam de persoana care reprezintă acest doi de cupe. Unul din cei care sunteți la numărul 2, sunteți mai emoțional de fel, poate că aveți marcaj puternic sau mai puternic pe semne de apă. Aveți doi de cupe, da, ca și reprezentare în această poveste. Și setul de cărți s-a oprit la valetul de cupe. Aveți darul de a oferi emoții, alinare, compasiune, multă bucurie, sunteți mai voioși, mai copilăroși, exprimați lucrurile astea în zona voastră și aveți în zona voastră de manifestare, ca să termin ideea. Și aveți un fel de a trăsni, de a aduce dragostea ca un trăsnet în viața celor pe care îi întâlniți. Să aduceți dragoste și vindecare ca un trăsnet sunteți. Frumos, 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 frumos. Iar ei, am zis că s-au oprit setul de cărți la steaua, ei sunt într-o situație de însingurare, o lecție pe care trebuie să o înțeleagă, caută în întunericul pe care l-au experimentat, îl experimentează, trebuie să învețe să se echilibreze, să-și descopere spiritualitatea. Poate că nu au primit acest val de cupe, această comunicare cu voi așa cum ați fi vrut, dar lăsați-i să-și facă lecțiile, pentru că nu puteți să faceți voi lecțiile. Oricum caută și ei fericirea și simt că speră că o găsesc în preajma voastră într-un fel sau altul. Acum că se va manifesta, poate doar o speranță, poate doar un vis, iar poate să varieze. Deci, prima persoană. Persoana aceasta care am zis că este sub presiune. Persoana aceasta. Evident că poate să aibă marcaj în semne de foc, dar nu obligatoriu. Poate sunt case de foc, casa întâia, casa care a cincea, a noua. În fine, are responsabilități. Că e job, că e o căsnicie, că e o relație de lungă durată, poate să varieze. Ce simte? Simte că până acum avea stabilitate, am zis iar, căsătorie, da? 10 de bâte, 10 de monede. Simte că ar fi fost până acum dispus să facă eforturi extreme pentru a-și menține stabilitatea, abundența, probabil și cariera pentru unii. Sunt ambițioși de fel, foarte ambițioși. Se gândesc în general la bani, la stabilitate, au o relație stabilă cu cineva. De asta sunt sigură. Dacă totuși sunt oameni care nu au o relație stabilă, sunt foarte concentrați pe carieră. Însă, într-un fel sau altul, acest cavaler de spade o energie trăsnet. Este o energie care vine să le distragă atenția, într-un fel sau altul. Foarte posibil și felul în care comunică acești oameni, tocmai pentru că au responsabilități și sunt mai pragmatici, mai stabili. Acest personaj, că sunteți voi, că sunt ei, iar poate să varieze, vă găsiți locul. Da? Au un stil de a comunica un pic mai brutal, mai puțin diplomat, mai puțin sensibil și senzual decât voi. Însă, un alt mesaj ar fi că simt că simt că aceste gânduri care le au pentru voi, aveți și voi magicianul exact în poziția simțurilor și ei cavalerul de spade. Deci amândouă cărțile reprezintă comunicare. Comunicați la nivel emoțional și mental, probabil că aveți și niște marcaje în sinastria voastră. Ideea este că vă transmiteți telepatic, măcar din când în când, niște gânduri. Și aceste gânduri vin ca o distragere de la responsabilitățile cu care ei s-au obișnuit. Este un test. Este un gând
că și-ar dori stabilitatea și abundența alături de voi. Pentru că, deși o au într-un fel sau altul, alături de altcineva, această stabilitate necesită extrem de multă muncă și numai o parte de bucurie. Și în preajma voastră, ei simt că pot crește, sunt doi pumni puternici, pot crește, dar într-o altă atmosferă, nu de atâta muncă și epuizare fizică. E un gând, este o senzație că pot avea stabilitate și altfel. Voi, ce simțiți? Simțiți că puteți manifesta împreună cu acest personaj destinul vostru într-un fel sau altul. Simțiți că puteți manifesta vindecare, că îi puteți vindeca, aveți aceste toate, aveți toate resursele, toate calitățile să-i vindecați pe ei de un fel de a gândi. Simțiți că îi puteți ghida, îi puteți învăța să manifeste altceva, să manifeste destinul lor, pentru că sunt foarte mulți oameni care muncesc pentru cariera lor, muncesc în familie, dar ei nu știu de ce s-au născut pe această lume. Da? Și atunci vorbim de destin. Îi puteți ghida și asta simțiți voi, că îi puteți ghida, că îi puteți ajuta să manifeste. Și interesant că aveți și voi în simțuri magicianul și ei în gândul magicianul. Ei gândesc că ar dori să manifeste ceva, intuiesc, am zis că vă transmiteți telepatic, că vor să manifeste ceva nou cu voi, însă trebuie să aleagă. Asta e în poziția gândurilor. Și acum, oricum, e Mercur retrograd, probabil că vor sta și vor selecta. Deși trebuie să aleagă la nivel mental, în spate au multe emoții. Emoțiile astea, cavalerul ăsta de spade care vine și tulbură apele, emoțiile, da? Emoții, dar pe care nu le arată pentru că știu că trebuie să aleagă, aleagă. Ori o nouă relație cu voi, magicianul, poate să fie un nou început. Amândoi vă doriți un nou început, că e prietenie, că e relație de lungă durată, că va fi, eu știu ce va fi. Vă doriți să manifestați ceva special împreună. Și aici este să renunțe la acest 10 de monede, relația veche, relația karmică, în care au obosit, în care li se cer mai mult decât poate duce un om sau să continue. Aici este un moment special, 1 și 2. Interesant că apare 3. 3 înseamnă comunicare. Ar trebui să comunice eventual, să colaboreze cu voi ca să poată alege, dar asta e, rămâne în gând, la nivelul gândurilor lor. Ce gândiți voi? Voi aveți succes că aveți și steaua și 6 de băte. Voi. Zic eu că voi sunteți aici. Acum poate nu sunteți, poate sunteți aici, sunt ei aici. Iar poate să varieze. Dar a rămas eu fixată pe energia asta mai bună, ca fiind voi. Cei care sunteți în poziția a doua, aveți și steaua, aveți și 6 de băte. Atrageți atenția. Atrageți atenția și persoana respectivă cu marcaj pe semne de foc și de pământ, că văd că au destul de multe monede, sunt oameni mai rigizi un pic, am zis că și comunică mai puțin diplomat. Gândiți că ați putea să le arătați o nouă lume. Da, să-i scoateți, am zis mai devreme și oarecum se regăsește, să-i scoateți din șabloanele în care s-au obișnuit să trăiască, din rigiditatea lor, gândurilor și stilului de viață și să-i duceți cu victorie într-o altă direcție, într-o direcție în care să manifeste altceva. Evident că aici sunteți voi 6 de bâte și cu steaua, aici vă simt pe voi. Aici vă simt pe voi. Deocamdată simt că e mai mult prietenie. Există atracție, nu zic, dar vă controlați. Că am văzut la un moment dat și ce văzusem
Și regele de spade. Am mai văzut și puterea la un moment dat. Ce își doresc ei? Își doresc să meargă mai departe. Își doresc. Amândouă reprezintă mișcarea și s-a oprit la traveling, da? Își doresc să călătorească și nu doar să călătorească, să comunice, să vă săgeteze oarecum, să vă cucerească. Faetonul cucerește, merge către stea. Ah, ce frumos! Ce frumos! Voi aveți steaua aici? Voi aveți steaua și faetonul a zis că merge întotdeauna către stea, dar și setul lor de cărți s-a oprit la stea. Simt prin vibrația pe care o transmiteți. Cei de la, din poziția a doua aveți altă vibrație, clar. Mare diferență între voi doi, dar întâlnirile sunt cu un scop, ca să ne transformăm. Simt. Își doresc să meargă de la 7 la 8, da, să evolueze. Aici este momentul de alegere. Aici trebuie să aleagă ei. Ce fac? Rămân în moneda care îi ține pe loc sau aleg moneda care poate să crească într-o nouă direcție, să sporească. Asta își doresc, să meargă mai departe, să călătorească, eventual v-ar invita, rămâne de văzut dacă se și manifestă, dar în poziția dorințelor v-ar invita undeva să călătoriți împreună. Însă, faetonul, am zis, merge către stea, merge către destinul său. Aici este o oarecare schimbare, o energie care vine brusc. Cavalerul de spade vine brusc cu o idee, trăsnet. A, dacă nu sunt în relația în care trebuie. Dacă eu a trebuit să manifest altceva cu persoana care are steaua. Ce vă doriți voi? 9 de bâte și 10 de monede. Vă doriți o familie? Vă doriți o relație stabilă? Dacă nu primiți o relație stabilă, voi blocați pe cei care ar putea să vină cu energii trecătoare. Sunteți oameni serioși. Sunteți. Eu am rămas fixată, dar evident că puteți să fiți aici, da? Persoana de la numărul 2. Persoana a doua. Sunteți și voi trecuți prin foarte multe răniți și nu vreți să mai fiți răniți pentru că, repet, vă doriți o relație stabilă. O relație stabilă pe care și ei o văd în simțuri, o regăsim. Dar aici poate să fie relația veche și poate să fie potențialul cu voi. Ce vă doriți? Vă doriți să blocați orice vă distrage de la creșterea voastră, de la abundență, de la manifestarea stabilității pe care vă doriți, că vă doriți și voi stabilitate, însă dintr-o altă perspectivă. Dintr-o altă perspectivă. Posibil și voi, unii dintre voi, să aveți o familie. Și din aceste motive există niște energii care trebuie lucrate. Ce îi susține? Nouă de bâte iar se regăsește și la ei și trei de cupe. Amândoi sunteți un pic mai nu reticenți, precauți, amândoi sunteți precauți. Amândoi sunteți precauți pentru că amândoi ați fost răniți. Am zis că amândoi sunteți puternici, ați fost răniți, ați trecut prin multe vijelii și totuși ați crescut, însă într-un mod diferit. Aici este faptul, cum să zic, frumusețea că vă puteți completa și vă puteți înțelege durerile, eșecurile și ambițiile. De-aia am zis că simt că ați ei de aici simt că ați putea manifesta ceva împreună. Ce îi susține? Faptul că au experiență îi susține. În acest moment, 9 de bâte îl văd ca pe o persoană cu experiență, o persoană care nu se aruncă înainte, așa orbește, și totuși prietenia. Dacă în pofida greutăților prin care au trecut și-au păstrat prietenia, inima deschisă către întâlnirea cu un suflet pereche, către întâlnirea sau întâlnirea în realitate, nu doar așa, hai să vorbim, să vă întâlniți. Asta îi susține. Dacă sunt cu inima deschisă și comunică, trei ține de comunicare, pentru mine construiesc această relație. Dacă nu se blochează,
ci folosesc experiențele tocmai ca să manifestați această întâlnire într-un mod precaut. Nu, este un număr spiritual. Să nu uităm că aceasta este energie profundă, înțeleaptă. Asta vreau să zic, musai profundă. Ce vă doriți voi? Voi aici ați trecut, repet, să și vede că ați trecut și voi prin foarte multe. De-aia vă doriți stabilitate. Voi vă doriți deocamdată să, dacă ați putea să visați un pic la ei, pentru că ați plâns probabil după altcineva. Și apariția acestui personaj în viața voastră vă ajută oarecum să uitați. Să uitați de un trecut, de o pierdere, pierderea cuiva sau despărțirea de cineva sau faptul că cineva s-a separat de voi, da? Vă scoate din această energie tristă, 5 de cupe, 7 de cupe, visați, voi visați un pic. Voi sunteți mai visători, mai ales că sunteți reprezentați și de cupe, mai prietenoși, mai copilăroși, că am văzut și soarele, da? Visați un pic. Asta vă doriți. Ce îi blochează pe ei? Faptul că sunt obosiți de muncă, că trebuie să-și analizeze investițiile, că trebuie să lase în urmă să călătorească iar, în primul rând, să se detașeze mental de această energie tulbure întunecoasă. De apele tulbur, da? Aici îi blochează. Trebuie să călătorească, să se detașeze și mental. Unii s-ar putea să aibă și familie și copii. Aici este o problemă, da? Văd un bărbat, o femeie și un copil. Să se detașeze eventual. Și să aștepte. Trebuie să aștepte, pentru că trebuie să construiască ceva. Urmează după 7, urmează 8, înseamnă muncă. Acum stau și analizează resursele. Se vede că și în poziția gândurilor cineva își analizează resursele, cum să manifeste ceva nou. 6 și 7, iar o evoluție. Este o pregătire și mentală și financiară. Și în poziția blocajelor, lucru care mai durează, care se mișcă încet. 7 de monede înseamnă așteptare. Probabil că trebuie să aștepte până reușește să se detașeze de trecut, până reușește să vină înspre voi. Aici este blocajul, mai ales dacă trebuie să călătorească, că vă trei cărți care și cu cavalerul. Nevoia de a, călători. Și dacă sunt restricții pe mapa mond sau eu știu pe unde sunt, aici trebuie să aștepte. Și apare o energie blocantă. Ce vă blochează pe voi. Această atracție foarte mare, această atracție, o atracție mare între voi, comunicați, când comunicați, unii dintre voi simțiți un fel în care se comunică, un fel în care vă priviți, simțiți pofta, simțiți atracția fizică dintre voi doi. Și simțiți că puteți renaște într-o nouă direcție împreună. Însă, concentrarea mare este să renașteți voi ca și stea și magician pe misiunea voastră și nu musai într-o direcție care ar putea să vă... Deocamdată, pentru că mai aveți de așteptat. Să vă țină pe loc. Ar mai fi altceva. Foarte posibil pe voi să vă caute altcineva, o persoană cu o mare atracție pentru voi, care vrea să se împace cu voi și aici să fie în poziția blocajelor. Cineva vrea să se împace cu voi, interesant, că și voi, probabil acest personaj, da, personajul acesta care v-a lăsat în lacrimi, foarte posibil, pentru că apare judecata sub această carte, să-și dorească renașterea și să vină cu niște mesaje sau să simțiți această vibrație, această atracție, dorința cuiva de a
se împăca cu voi și această poveste să blocheze sau să vă blocheze în relație cu personajul de aici. Însă, să nu uităm că amândoi sperați, ia uite, amândoi sperați, amândoi sperați, că este ceva simțiți, intuiți, că este ceva, nu, destinul v-a adus împreună cu un scop. Amândoi aveți magicianul, să nu uităm. Aveți, ei au 10 de cupe similar cu soarele, voi aveți soarele, da? Voi aveți soarele, voi sunteți soarele și ei se uită la voi, ca la soare, ca la curcubeu, da? Repet, simt că sunteți mai la început. Da, ia uite. Și la voi lucrurile acestea au venit într-un mod neașteptat, până acum stagnați. Ați făcut sacrificii, ați stagnat în această poveste care v-a făcut să plângeți foarte mult. Posibil ați avut probleme și acasă, unii dintre voi, în familia în care sunteți, că e soțul, soția, căsă, mama, e mama, tata și frați, surori, iar poate să varieze. Simțiți un nou potențial, oricum voi vreți să renașteți. Repet, pe partea voastră, pe misiunea voastră, să vă găsiți stabilitatea, dragostea, vindecarea, dar lucrurile au venit trăsnetând această poveste. Însă, repet, voi sunteți mai bine ca și vibrație, mai optimiști, mai jucăuși, mai copilăroși, mai treziți spiritual. Oh, ho, ho. Mai treziți spiritual. Între voi doi apare puterea. Am zis că trebuie să vă controlați unul și celălalt, mai ales dacă cineva este căsătorit. Mai ales dacă cineva este căsătorit. Și apar cărți. Justiția vorbește și de contracte. Sau dacă are un contract la locul de muncă și acest contract întârzie, că aici cineva muncește, întârzie întâlnirea cu voi. Ce se întâmplă între voi doi? Justiția și puterea. Trebuie să manifestați echilibru, trebuie să manifestați dreptate, să aveți grijă cum vă purtați unul cu celălalt. Pentru că dacă sunteți predestinați, veți fi la un moment dat, da? Apare steaua, repet, vă arăt încă o dată și magicianul. Și magicianul de 2 ori. Puteți manifesta ceva special împreună, însă cu răbdare și în timp divin. Până atunci, dragii mei, dragii mei dragi, dacă cineva este căsătorit, 10 de monede, 10 de monede, poate sunteți amândoi 10 de bâte. Foarte posibil că cineva se gândește și la o separare, la o separare în justiție, la un divorț. Și până atunci trebuie să se abțină. Asta ca să nu intrați în 3 de cupe, în triunghiuri amoroase, care nu sunt foarte nobile și nici nu sunt, sunt riscante, pentru că nu manifestați respect față de voi, chiar dacă e dorință. Trebuie să vă abțineți. Și această putere de a vă abține vă va crește spiritual. E o lecție care vă va face mai puternici și, în primul rând, veți manifesta dreptate. Da, apare și în poziția dorințelor, eventual, dacă sunteți, fără să vă dați seama, dacă intrați într-un triunghi amoros, ei își cam doresc să blocheze evoluția acestui triunghi ca să puteți să vă bucurați de voi doi, da? De prietenie, de creștere împreună. Și am vorbit de creștere și apare și puterea. Împreună puteți fi puternici, dar trebuie să vă manifestați în echilibru, corect, ca să nu vă faceți karmă. Cam atât deocamdată la numărul 1. Așa, eu strâng cărțile, strâng cărțile. Între timp mai stăm de vorbă sau, dacă vreți să nu mai stăm de vorbă, puteți să, în fine, vă vedeți de treburile voastre. Eu strâng cărțile, mi-e teamă să mai pun, mai ales acum și cu Mercur retrograd, să mai pun pauză, că se decalează sunetul și ar fi păcat. Și
Și-ar fi păcat. Hai să vedem. Numărul 2. Numărul 2. Ok, o să iau steluța ca să știu că am făcut numărul 1. Numărul 2. Ah, ce drăguț! Steluța, că și-a apărut steaua de două ori la numărul 1. Ce drăguț! Ați ales scoica. Lângă scoică mai e o altă scoică și acest fostă, sau această fostă bijuterie. Pentru că nu mai port. A avut cândva doi peștișori. Și scoica ține de apă și peștișorii țin de apă. Însă l-am dat unul, s-a pierdut pe drum. S-a pierdut. Trebuie să vă regăsiți eventual în această legătură, în această... Ia uite, am văzut și transformarea moartă. Trebuie să vă transformați, să vă regăsiți. Perechea. Trebuie să vă regăsiți perechea. Energia comună, numărul 1. Energia comună, numărul 2. Energia comună, numărul 2. Oricum aveți multe emoții cu această stea. Energia comună. Ah, interesant. Energia comună. Vreți să participați? Cel puțin unul dintre voi dorește să participe. Epuizare. La capătul setului de cărți, maturitate. Toate sunt ca să vă maturizați. Uf, maturitate. Și cum vă maturizați? Intrând un pic în voi. Intrând în voi și analizându-vă emoțiile și detașându-vă de energiile astea. Mai ales persoana care este epuizată. O persoană extrem de stresată, blocată de prea multe lucruri. Prea multe lucruri. Unul dintre voi ar vrea să participe. Simte că această legătură este spirituală. E o cruce, da? Aici. Este o cruce. Simte că această legătură spirituală, că a intrat pe o altă vibrație de când sunteți împreună. Dar unul e extrem de obosit. Pare foarte rău pentru această persoană. Are foarte multe de făcut. Unul dintre voi trebuie să facă ordine în viața sa. Unul dintre voi, acest personaj trebuie să facă numărul 2, da? Numărul 1 și numărul 2. De la numărul 2. Persoana 1, persoana 2. Trebuie să-și facă ordine în viață. Trebuie să renunțe la ce este în plus. Inclusiv la relații. Hobby-uri, pasiuni, prietenii, interese. Ok. Să amestec cărțile pentru cei de la numărul 1. Persoana 1. Persoana numărul 1. De la numărul 2. Ce simte persoana de la numărul 1? Mai văzut-o mai devreme, parcă. Ba nu. Reușesc. Este exact aceeași carte. Exact aceeași carte. 4 de băte. 4 de băte. Imediat. Ce simte? Temperanță. Ok. Ce gândește? Ce gândește? Magician. Interesant că magicianul a apărut și la numărul 1. Probabil are legătură cu Mercur retrograd în această perioadă. Ce își dorește? Ce își dorește? Ce își dorește? Ce vă susține?
Ce vă susține? Ce vă blochează? Ok, eu pe amândouă, dacă așa am vrut, așa am vrut. Așa, și să mai iau, ia uite, sunt niște secrete în această poveste. Este o fericire care deocamdată este secretă din partea acestui personaj. Acest personaj simte multă bucurie, dar nu arată, pentru că trebuie să învețe o lecție spirituală. Trebuie să învețe. Stai. Să iau și cartea pentru final, pe care nu o să o deschid. Acum o deschid la sfârșit. Ok, ok. Ia uite ce frumos, s-a oprit la împărăteasă. Imediat citesc. Ok, numărul 2, de la numărul 1, persoana a doua, de la numărul 1. Vedeți în ce poziție sunteți, dragii mei. Trebuie să ascultați cu atenție aceste etalări. Ia uite, iar apare moartea. Este nevoie de transformare. Am vorbit de organizare, reorganizare, transformare. Persoana a doua, ce simte? Turnul. Ce simte? De spate. Ce gândește? Iar luna. Două. Ok, le punem poziția dorințelor? Nu, pentru că n-am cerut încă. Ce își dorește? Ce își dorește? Temperanța, e ok. Ce îi susține? Dacă vi se pare că merg prea încet, puteți să dați mai repede ce îi susține. Ce frumos! 10 de cupe. Ok. Cavalerul de spade. Și ce blochează? Ce blochează? Cavalerul de bâte. Și? Cavalerul de bâte și 7 de bâte. Este nevoie să se comunice emoțional, să comunicați, să vă împăcați. Unii dintre voi, am văzut valetul de cupe, vreți să vă împăcați. Sau cel puțin unul dintre voi își dorește împăcarea. Finalul. La capătul setului de cărți, aici cineva plânge. Probabil persoana aceasta. Persoana aceasta care e epuizată, aglomerată de multe lucruri și n-a putut să manifeste ceva pentru că apare un blocaj. Plânge. Își dorește foarte mult să vă dea un telefon, să vă spună cât de mult contați pentru ea, că a avut nevoie de vindecare, că trebuie să-și exprime adevărul și să exprime și pasiunea pe care o simte pentru voi, că își dorește să vă aleagă pe voi, că vă vede ca pe niște împărați împărătese. Și interesant că la capătul setului de cărți, la numărul 1, s-a oprit la împărăteasă. Aici sunteți voi, da? Trebuie să aleagă creșterea, în primul rând, dar vă vede într-un mod special, chiar dacă nu s-a manifestat. Numărul 2. Acum, numărul 1 s-a oprit la împărăteasă. Da? Că sunteți voi chiar cineva împărăteasă. Eu zic că sunteți voi. Frumoși, abundenți, cu un potențial imens. Însă generoși, cavalerul de cupe, în a împărtăși din emoțiile, din dragostea voastră. Însă simt că această 8 de spade și 10 de bâte, simt că e posibil să fie energia acestei persoane, da? Epuizată sau neepuizată? Ba da, exhaustion.
Exact. Ați vrea să le oferiți vindecare, soluții, să-i ajutați să vadă oportunități, să-și schimbe energia, să vadă adevărul, să-și vadă destinul, să-și echilibreze viața. Însă, persoana aceasta, până acum, a stat într-o energie negativă. Stat într-o energie negativă. Hai să vedem ce alte mesaje mai primesc. Foarte diferit și voi. Foarte diferiți, deși amândoi sunteți pasionali, însă unul vrea să se implice spiritual, să crește, să ofere stabilitate, măcar stabilitate emoțională și spirituală, celălalt blochează accesul. Este similar cu 9 de bâte. Blochează accesul pentru că are prea multe bătălii. Prea multe bătălii. Ce am simțit? Ce simțiți? Simțiți că aceasta ar putea să fie cu două cărți, da? Doi de bâte de două ori, și cu soarele, și cu îndrăgostiții. Simțiți că este flacăra voastră geamănă. Chiar dacă flacăra voastră geamănă încă nu s-a trezit sau a început să se trezească, dar de la primul căscat, știți cum e, până la munca de zi cu zi și transformarea prin care trebuie să treacă, e cale lungă. Simțiți că este flacăra voastră geamănă și ați vrea să oferiți echilibru, vindecare, împăcare, creștere spirituală. Asta vreți, asta simțiți. Simțiți că împreună vă puteți echilibra sufletele și puteți crește împreună. Cu răbdare, cu un echilibru. În echilibru. Simțiți multă compasiune pentru ei și pasiune și compasiune și bucurie și vă temperați această bucurie și echilibru și stabilitate. Cu răbdare puteți construi această relație. Însă, în gând, deocamdată voi ați fost părăsiți și se vede pentru că această persoană și-a blocat sufletul la un moment dat. O să revin, da? Apare blocajul, cartea blocajelor, a deciziilor sau mai bine zis, a indeciziilor, dar pentru mine înseamnă și blocaj. Da? Și ați fost lăsați singuri de acest personaj. Ați fost lăsați singuri. Evident că poate să fie și invers, dar eu așa simt și se vede și în cărți. Ce gândiți? Gândiți că vă doriți să manifestați ceva nou. Vreți să manifestați ceva nou? Pentru că aveți multă dragoste și o dragoste pură, frumoasă față de ei. Chiar dacă e atracție, dar aveți și multă dragoste. Vreți să manifestați ceva. Dar trebuie să ieșiți să schimbați această energie a singurătății, a răcelii care s-a pus o răceală între voi, în comunicare. Că apare Mercur, da? N-ați mai comunicat. Și v-ați simțit oarecum copleșiți de această lipsă de comunicare. Pentru că voi în suflet aveți multă dragoste pentru ei. Dar, repet, de câte ori pot, puteți să fiți voi aici, în poziția a doua și ei în prima poziție. Ascultați-vă, totuși. Și selectați-vă mesajele. Ce vă doriți? Vă doriți să vă echilibrați financiar, vă doriți obsedant să vă echilibrați financiar, să ieșiți din aceste probleme. Poate ați avut și probleme financiare și nu știți cum, adică nu știți, știți că vorbea cu magicienul, știți că trebuie să aveți răbdare ca să manifestați refacerea finanțelor voastre, pentru că voi simțiți că împreună puteți face o casă, un casă, un cuplu, da, stabil, dar a fost nevoie de oarecare muncă și reechilibrare financiară. Asta una la mână. Pentru unii, foarte posibil să fie un triunghi, pentru că apare și relația karmică, apare și obsesia sexuală, apare și ego-ul, apare și, da? Apar trei persoane apar. Însă, chiar dacă unii dintre voi sunteți într-o relație karmică, vă doriți cealaltă persoană. Vă doriți pentru că aveți aici soarele.
Aveți 4 de bâte. Există foarte mare atracție pentru cealaltă persoană. Ar mai fi un alt mesaj în plus, revedeți dacă rezonați cu el. Tocmai pentru că ați fost lăsați de izbeliște, chiar dacă știți că este flacăra voastră geamănă, conștientizați că mai durează răbdare până crește persoana respectivă și atunci vreți să manifestați ieșirea din singurătate, ieșirea din probleme și vă doriți echilibrare financiară, foarte posibil un semn de pământ vă doriți. Un alt mesaj, vedeți cu ce rezonați. Nu musai acesta. O altă persoană. Capricorn sau taur sau balanță sau cineva care vă poate echilibra financiar. Este un mesaj în plus față de ce am zis mai devreme. Sper că faceți oarecum diferența. Tocmai pentru că ați fost părăsiți, vă doriți pe cineva care vă echilibrează. Ce vă susține? 6 de bâte și soarele. Credință. Dacă aveți credință, soarele, vă susține să manifestați victorie în această relație cu flacăra voastră geamănă. Vă susține credință. Credință. Și vă blochează posibil acest împărat, am zis pentru unii. Dacă vă doriți o altă persoană pentru că știți că mai aveți de așteptat și s-ar putea unii dintre voi să vă fi pierdut răbdarea și credința, soarele și temperanța. Și poate că sunt și diferențe de vârstă, de clasă și de la la la. Ce vă blochează în manifestarea relației cu acest personaj, vă rog frumos, faceți diferența între mesaje, este acest personaj pe care unii dintre voi îl doriți, simțiți că vă echilibrează viața, că vă ajută să vă redresați, că vă oferă, interesant, că vă oferă cât oferiți voi, da? Și totuși, pentru unii, acest personaj să fie semnul Capricornului sau un personaj important, împărat, împărat, care are într-adevăr un ego cam mare. Și aici este problemuța, că trebuie să alegeți între acest împărat, da, cu mult potențial, vă poate proteja, vă poate proteja financiar, emoțional, vă poate da stabilitatea pe care vă doriți, 4 și 4, că asta vă doriți, stabilitate, da? Dar personajul acesta trebuie să lucreze foarte mult cu el ca să scape de ego, de karmă și de alte dalea. Și ce vă mai blochează? Că trebuie să alegeți între acest personaj și personajul de aici, despre care voi vorbi imediat. E un moment de alegeri. Voi sunteți îndrăgostiți. Voi sunteți îndrăgostiți, dar am zis, pentru unii s-ar putea să vă fi reorientat cu șase. Să vă fi reorientat sau vreți să vă reorientați către cineva care vă oferă, nu care vă pune în așteptare, în stand-by. Interesant. Unii dintre voi gândiți că ați fost manipulați oarecum de acest personaj când v-a lăsat în frigânceață. De-aia trebuie să vă reorientați. Vă doriți să se echilibreze. Vă doriți să se echilibreze pentru că aveți multă atracție față de ei. Însă, v-am dat deja două, trei mesaje. Vă susține credința să mergeți în continuare către misiunea voastră cu succes, să vă menține succesul acolo unde lucrați. Asta vă susține, da? Nu să investiți foarte mult în această problemuță. E o problemuță acolo, da? Ce vă blochează? Dacă sunteți prea... Poate împăratul vă poate reprezenta și pe voi, nu musai acest personaj. Vă blochează această energie în care vă controlați prea mult. Vă blochează indecizia. Iar este un moment în care trebuie să alegeți cuplu sau carieră. Da? Că aici aveți, ia uite, magicianul, diavolul, soarele și împăratul. Da? Cineva chiar trebuie să se... Asta e. Nici nu putem să stăm cu ochii în soare, în ceață, în ceață mai degrabă. Da. Trebuie să mergem mai departe către creșterea noastră.
Și vorbesc de creștere pentru că vi s-a oprit setul de cărți la împărăteasă, trebuie să creșteți, chiar dacă simțiți că v-ați blocat în această poveste, chiar dacă ați vrea să le oferiți o cupă de împăcare, chiar dacă. Nici o relație nu este ușoară. De-aia balanța ca și simbol este foarte complicată. Și a apărut interesant balanța și aici, că tot vorbim, fac etalare în perioada balanței, da. Persoana aceasta care este blocată de prea multe chestiuni, lupte, hobby-uri, preocupări, prieteni. Ce simte? Simte că întâlnirea cu voi a fost ca un trăsnet, a fost o trezire pentru ei. A fost o trezire la altceva. Construcția lor sufletească de până acum s-a dărâmat. Și tocmai pentru că le-ați dărâmat toate conceptele despre relații, despre dragoste, despre prietenie, a trebuit să-și ia un timp de decizii. Nu vă mai dau zodii, vi le alegeți, că cei care ascultați în principiu știți cărțile. Eu acum le interpretez așa cum simt eu. Dacă voi simțiți nevoia să le interpretați altfel, este alegerea voastră. Însă acest personaj și-a blocat sufletul tocmai pentru că ați adus... Prezența acestui personaj a adus în sufletul acestuia emoții extrem de intense cu care n-au putut, pe care n-au putut să le gestioneze, n-au putut să le echilibreze. Ce gândesc? Gândesc că își doresc și ei cuplu. Își doresc un cuplu și ar dori o familie fericită cu voi. Însă lucrurile astea le țin secret. Apare luna. Da. Pe de-o parte țin secret emoțiile, că luna ține de emoții, dar ține și de secrete, țin secret, v-a blocat, pentru că nu vor să știe cât de intens au fost afectați de întâlnirea cu voi. Își doresc o relație stabilă. În poziția gândurilor. Își doresc abundență ca să vă ofere echilibru. Însă au o teamă. Probabil. Pentru unii există cineva acasă, mama, în mod special luna și familia, da? Care influențează pentru unii. Pentru unii. Interesant. Influențează sau multe responsabilități cu această carte acolo, acasă. Și vorbesc de mamă. Ce își doresc? Își doresc să lupte pentru voi, însă deocamdată singura luptă pe care știu să o facă sunt jocurile mentale. Cu 2 de spade și 5 de spade, cam atâta știu ei. Să tacă din gură ca să aibă succes. Dar își doresc să vindece acest obicei, Doamne ajută! Doamne ajută să vindece. Temperanța înseamnă o energie, reprezintă o energie care vindecă. Pentru că voi sunteți aici. Numărul 1 de la numărul 2. Voi sunteți aici. Echilibru. Voi sunteți treji dintr-un punct. Aveți și soarele. Sunteți mai treji. Își doresc să-i vindecați, să-și echilibreze emoțiile astea foarte tulburate. Pe de-o parte i-ați tulburat, pe de-o parte și ei au un stil de a fugi, repet, de emoții și de lucrurile intense. Prefer relații care nu-i zdruncină, nu-i transformă într-atât. Și atunci își doresc să se echilibreze emoțional ca să poată să vină spre voi. Își doresc eventual să-i vindecați cu răbdare, să aveți răbdare. Să aveți răbdare cu ei. Să aveți răbdare cu ei până își schimbă această energie. Oarecum negativă. Poate că au și niște discuții acasă, unii dintre ei. Cu 5 de spade sub 10 de monede, posibil să aibă discuții acasă. Dacă sunt căsătoriți sau dacă au o familie, părinți, eu știu ce, să aibă discuții. Și își doresc să se echilibreze în preajma voastră energetic. Ce susține? Exprimarea adevărului. Cavalerul de spade, varianta bună este că vine și exprimă adevărul. Chiar dacă într-un mod mai puțin diplomat, dar le exprimă. Se luptă
Nu doar că le exprimă, se luptă. E o energie destul de bruscă. Dar se luptă. Când ai cum să te lupți blând. Deci închipuie că spiritualitatea se câștigă chiar așa stând, cam greșește. În fine, un mesaj în plus pentru cine o fi să audă. Trebuie să-și exprime această bucurie pe care o simt față de voi. Trebuie să se lupte pentru acest ideal care sunteți voi cei de aici. Trebuie să se lupte. Și asta îi susține. Nu doar verbal, ci practic. Cavalerul de spade, chiar dacă e semn de aer, reprezintă. Da? Un simbol care ține de cuvânt, este un simbol care ține și de acțiune, totuși un cavaler se luptă, repet, trebuie să se lupte pentru acest ideal care sunteți voi. Uite, interesant că în aceeași poziție este similar cu soarele și voi sunteți soarele. Pentru că voi atrageți atenția și oricând puteți, repet, să vă redirecționați către altcineva. Ce îi blochează? În primul rând ei se blochează. 7 de bâte e o energie defensivă. Ei își blochează această putere de a vă cuceri. Da? Și doi cavaleri care pot să lupte au tehnici diferite. Și pasiunea care e și atracție, am zis că e o atracție intensă între voi doi, și atracția, dorința de explorare, de... de a vă bucura de viață și... dorința de a vă convinge că, într-adevăr, sunteți soarele pentru ei, sunteți ce și-au dorit mai mult. Îi și vindecați, îi și inspirați, însă, dacă nu exprimă și vă țin în această izolare, voi o să aveți tot timpul conștiința că ați fost manipulați. De-aia am zis că este nevoie de comunicare. Și apare aici, ca și sfat. Pentru acest personaj. Comunicați, dragilor. Comunicați. Luptați. Pentru acest ideal, pentru această... Da. Și aici este. Interesant. 7 și cu 1, 8. 8 de bâte înseamnă comunicare. Dar ei blochează, că aici în poziția blocajelor, blochează comunicarea pentru că au blocat cel puțin. Și-au blocat și sufletul, și-au blocat și încearcă să aleagă, nu știu cât mai durează. Cine știe de cât timp sunteți, unii ați fost în tăcere, unii n-ați vorbit. Și aici este. Pentru unii poate că au și un stil aventuros care îi blochează în abordarea față de voi, pentru că voi aici sau cine la poziția aceasta este o persoană mai matură. S-a oprit aici la 5 de cupe, am zis mai devreme, da? Îi suferă, le este dor de voi, ar vrea să comunice. Că această experiență a ajutat să crească spiritual, să se vindece, da? Și iar apar comunicările, nevoia de comunicare despre care am vorbit mai devreme. Ce reușiți să faceți? 5 de bâte, interesant. 5 de bâte. Și regina de monede, care apare, să zic, semnul capricornului apare și aici, apare un împărat care ar putea să fie capricorn. Aici, bine, apar multe semne, vi le luați, că în principiu, repet, vi le știți. Ce reușiți să faceți? Să luptați pentru stabilitatea voastră. Acum, acest mesaj poate să fie și pentru numărul 1 și pentru 2. Cinci de bâte este o energie foarte activă, combativă și creativă. Vreți să vă luptați într-un mod creativ pentru creșterea voastră, stabilitatea voastră despre care am vorbit la numărul 1, stabilitatea voastră financiară. Pentru unii dintre voi, repet, vreți să vă reorientați către un capricorn, cineva cu marcaj în capricorn sau un berbec pentru că apare semn de foc sau un leu că apare semn de foc.
În fine, dar ca să nu vă zăpăciți cu asemenea mesaje, repet, vă luați zodiile singuri, este nevoie de luptă, da? Luptă, cot la cot, cu bârfele, cu vecinii, cu prietenii, cu concurența, mai ales că numărul 1 atrage atenția. Ca să manifestați o energie stabilă, ca să manifestați echilibru, într-un alt sens, nu ca justiția, nu ca temperanța, un echilibru care vă permite să manifestați lucruri practice împreună. Acest 4 de băte, 10 de monede, da? Relația practică, nu doar conceptuală. Pentru unii, numărul 2, posibil să aibă o familie și să țină secret faptul că are o relație. Și aici apar conflictele în relație și trăsnetul, că voi sunteți ca un trăsnet. Și repet, le spargeți conceptele. Cam atât deocamdată, la numărul 2, mai vedem și cu altă ocazie ce se poate manifesta între voi și persoana la care v-ați gândit. Acum eu o să-mi strâng cărțile și o să mă pregătesc pentru următorul număr. Dacă vrei, voi vă duceți la culcare, deși e cam devreme să mergeți la culcare. Vă duceți, eu știu, poate ascultați următorul număr și vă gândiți la altcineva, poate ascultați altceva. Poate vă concentrați pe vindecarea voastră și misiunea voastră pentru că ați avut cărți puternice. Vă doresc la revedere și să ne auzim la revedere. Da, în fine, așa se zice, să ne auzim cu bine. Deci, mă pregătesc pentru numărul 3. Hai să le iau. De aici, cărțile. Ok, iau și asta să se vadă. Am terminat. Ok, numărul 3. Ați ales ametistul, ați ales și floricica, aceasta care are în mijloc chiar un pic de mov exact ca ametistul. Vă doriți? Nu știu ce. Vom vedea ce cărți apar. Însă, ametistul știți foarte bine că e un cristal de vibrație înaltă care ajută în conectarea la alte dimensiuni. Activarea ultimei chakre. Vreți eventual o dragoste superioară cu cineva, eventual cu această gărgăriță care să vă ducă către o relație stabilă. Dar, haideți să vedem numărul 3, energia comună dintre voi. 2, energia comună, numărul 3. Poate ei își doresc dacă nu vă doriți voi. Asta ca să știți, unul dintre voi asta își dorește, creștere spirituală, creștere, să vă desfaceți, interesant, coroana e ca un lotus, e o floare, da? Și să vă atrageți abundență și relații frumoase. Această gărgăriță, energia generală dintre voi doi. Mizerabil, zgârcitul, intensitate, zgârcitul și intensitate, cavalerul de băte, și soarele, creatorul, e frumos, nu e soarele, e regele de băte, bănuiesc acest personaj, sau să zicem că totuși energia comună dintre voi, puteți să creați multă pasiune, oricum multă pasiune, aveți încredere. Aveți încredere, trust, succes, da? Că puteți avea succes împreună, că puteți crea. Este și plexul solar, este și chakra a doua sexualității, da? Amândouă sunt activate în această... Vedem! Sau poate doar unul, poate doar unul, acest personaj care vine cu această energie să reprezinte toate celelalte și celălalt... Nu neapărat zgârcitul, cel care este un pic blocat pe energiile acestea materiale, să învețe, să aibă încredere, trust, în această situație, în această relație. Vedem.
Am zis că este un zgârcit, este un personaj concentrat pe bani, pe stabilitatea financiară, pe cotidian, pe nevoile zilnice. Acolo este sufletul, unde e această comoară. Și vine acest personaj cu o intensitate maximă, exact intră în comoara lui, țintește exact acolo, da? Și bănesc că îi răscolește întreaga comoară, poate și sufletul, și rămâne de văzut, pentru că înseamnă 4 de monede. Cineva îi răscolește principiile, stabilitatea, așa zisa stabilitate, o falsă stabilitate. Hai să vedem. Da, vom vedea cum arată și cărțile, dar cineva are o putere creatoare excepțională. Răscăți pentru numărul 3. O putere de manifestare, de a conduce, da? Și celălalt trebuie să, care, personajul acesta are și încredere că are succes. Și aici este. Iar 4 de spade, 4 de monede și transformare. Acest personaj trebuie să se transforme. V-ați mai întâlnit în alte vieți? V-ați mai întâlnit în alte vieți. Pare și outsiderul singuraticul care este în spatele ușilor. O forță este extrem de pozitivă, spirituală și cealaltă trebuie să învețe că viața se manifestă și sub alte forme, în afară de această comoară la care a tot muncit sărăcuțul. Da. Sărăcuțul, că n-ai de cum, decât să-ți fie milă. Așa că cineva își dorește ceva altfel. Numărul 1. Ce simte numărul 1? Ia uite, nu comunica. Ia să vedem ce simte. Ce simte numărul 1? Mai la toți a apărut, la toate numerele, 10 de monede. Asta că suntem în octombrie, că vorbim de relații. Dar vine o forță. Cavalerul de bâte, cavalerul de spade, o forță, o energie, vreau să zic, o energie cu care acest personaj n-a mai avut de-a face, care aduce transformă și aduce o compasiune, dragoste, vedem. Ce simte? Nu, ce gândește? Am zis ce simte, ce gândește. Se vede. După cum a apărut prima carte, ce gândește? Ce-și dorește? Ce-și dorește? A doua, ok. Ce-i susține? Ce-i susține? Da, are de învățat. Are foarte multe de învățat. Ce-i susține? Și ce-i blochează? Asta e. Am zis că cineva trebuie să se transforme? Am zis, da. Și să pun deoparte. Ia uite. Vine o dragoste. Vine o dragoste profundă, adevărată, cu care unul nu este pregătit să aibă de-a face. Da. Trebuie să renunțe la ciclurile karmice. 10 de spade. Ciclurile karmice care l-au învățat eventual să fie așa, cum am descris mai devreme. Finalul. Nu asta. Finalul, că nu vreau să văd asta. Finalul. Interesant. Interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la 10 de bâte. 10 de bâte care pentru mine, repet, de câte ori pot, reprezintă evident responsabilități. Un ciclu care n-a fost schimbat și se repetă. Se repetă până când personajul învață că trebuie să schimbe, să renunțe la niște lucruri care îl ține pe loc.
Pentru mine înseamnă 10 debute, înseamnă o relație epuizantă sau un job epuizant. Și văd că există o relație stabilă. Există. În care... Ce simte? Ce simte? Ia uite. E într-o relație karmică. Personajul acesta este într-o relație karmică din care și-ar dori să iasă, ar dori să comunice. Însă rămâne de văzut. Dacă și poate, în cât timp va putea, cum fa- să mai face metalări. Nu este unica, da? E o relație karmică. Mizerabilul, zgârcitul, diavolul, da? Comoara asta. Oare de ce a apărut această energie la ametist? Probabil că trebuie să crească spiritual, nu? Am văzut soarele la numărul 2. Cheful de viață, trezirea, copilul interior și trăsnetul, ia uite. Am zis că cineva vine ca un trăsnet. Ok, hai să mă amestecăm. Ce simte numărul 2 de la numărul 3? Persoana a doua, ce simte? Ce simte, ia uite, 5 de cupe. De ce simțiți așa supărare? Lumea. Ok, până dacă tot a vrut să iasă și 3. Frumos, 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 frumos. Ce gândește? Ok, că tot a avut. Ce gândește? Nu, doar una eu. Pasta o iau. Ce frumos. Ce își dorește? Fericire. Și eu îmi doresc și toți ne dorim. Bănuiesc, nu știu, sunt unii care nu-și doresc fericire. Vor relații stabile și plictisitoare. Ce-i susține? Ce-i susține? Da, se vede cum apare cavalerul de bâte. Sunt același personaj. Mă bucur când corespunde, da? Și blochează? Șase și până șapte. Și ce reușesc să faceți? Ce reușesc să faceți? Asta, la asta nu mă uit. Ok, am vreo două. Ok, ok. La capătul setului de cărți apare împăratul. 4, ia uite, 4 de monede, exact acest personaj. 4, da? 4 de monede și împăratul. E interesant la maxim. Exact același personaj care este și aici. La capătul setului de cărți, cu care aveți niște conflicte. Știți că este personajul vostru divin. Împărăteasa e aici. Aici sunteți voi, împărăteasa. Că sunteți bărbați, femeie, nu contează. Aici sunteți voi. Și personajul de aici, sau puteți să fiți voi aici și să aveți a face cu împărăteasa, perechea voastră divină, da? Există niște jocuri mentale între voi sau cineva la mijloc care se pune între voi, de că sunt totuși trei persoane. Cineva poate se joacă cu mintea unuia sau a celuilalt. Mai degrabă cine se joacă cu mintea, se joacă cu mintea împăratului, nu cu mintea împărătesei. Deși și împărăteasa are conflicte. Și împărăteasa are conflicte, dar cu 5 și cu 1 apare 6, apar victoriile. Împărăteasa își creează mai devreme sau mai târziu abundență, 10 de monede și abundența, chiar asta reprezintă împărăteasa. Deci, personajul numărul 2 se gândește intens la personajul numărul 1, care este extrem de încăpățânat. Extrem de încăpățânat. Repet, faceți și ați făcut, ați avut niște jocuri mentale, argumente între voi, argumente, certuri. Poate unii v-ați spus și niște cuvinte mai grele, poate, dar pentru că apare aici la capătul setului de cărți, de aici apare diavolul, relații karmice, posibil aceste 5, această carte, 5 de spade, să fie exact diavolul care se pune între voi doi și face jocuri mentale
cu acest personaj. Dați-mi dreptate că eu simt că am dreptate. Așa simt și când simt, simt. Okidoki. Deci, numărul 1 de la numărul 3. Și drăguț că a apărut violet, da, și a apărut această floare frumoasă. Puteți să creșteți împreună, sunteți perechea divină a celuilalt, însă unul dintre voi trebuie să renunțe la energiile karmice în care se luptă și se epuizează constant. Trebuie să le lase în urmă și să-și exprime adevărul. Trebuie să-și exprime, să-și-l găsească, dragii mei, adevărul care în acest moment este de negăsit. Sau nu este exprimat. Asul de spade este în mâna cavalerului, regelui de spade. Nu mai vorbesc despre zodii, trebuie să vă găsiți voi poziția. Trebuie să comunicați personajul de aici. Să comunicați, să schimbați energia, să vă schimbați sau să își schimbe energia, să se vindece, să crească spiritual. Să aibă răbdare să crească spiritual. Pentru că singura energie care combate diavolul este credința și legătura noastră cu spiritualitatea, cu îngerii, cu Dumnezeu. Da. Probabil că aveți marcaj iaute. Iar apare, da? Asta îl face apt pentru împărăteasă. Regele de monede și împărăteasă. Îl pregătește. Da? Deci personajul numărul 1 ce simte? Asul de spade și 10 de monede. Dacă este căsătorit, că n-am cum să nu zic chestia asta, văd că mulți, am mai ascultat și în stânga-dreapta, mulți uită să spună, mai ales când am și 10 de monede și 10 de băte și împăratul, văd casă, văd familie. Văd legătură de lungă durată. Acum că această legătură este karmică, este partea a doua, dar o văd și n-am cum să nu o spun. Pentru foarte mulți. Ce simt? Simt că s-au păcălit într-o legătură de familie. În familia în care au fost crescuți, pentru că asta înseamnă și cultură și tradiție, s-au păcălit și au fost învățați în această familie, au fost învățați să se concentreze doar pe bani, pe stabilitate, pe comoară, pe lucruri lumești. Aici este păcăleala lor, dragii tăi, sărăcuții. Și nu pot să comunice eventual despre niște chestiuni care țin de familie, eventual nu vor să spună câți bani au, o, da, dacă sunt și zgârciți, că mizerabilul este mizerabil, este zgârcit, e cuvânt, mizer. Da. Mizer, miser, whatever. Who cares? Deci, foarte posibil că sunt mai multe mesaje. Să aibă bani și să nu-i arate, să-i țină, să se uite la ei, să nu exprime acest personaj. Sau să fie învățat să se gândească doar la bani. Și la legături, da, legături de durată care le sporesc averea. Ce simt, ce simt. Că trăiesc această minciună, simt, o simt, că s-au mințit. În această direcție, în această relație, în această familie, familia în care au fost născuți, familia pe care și-au făcut-o, sau în cariera pe care și-au ales-o, sau faptul că s-au gândit doar la bani, s-au mințit. Simt chestia asta. Casul de spade înseamnă adevărul. Când e invers, evident, înseamnă opusul. Minciună. Ce gândesc? Că sunt blocați mental. Sunt programați. Mai nou, pentru mine asta e cartea programărilor mentale. Gândesc că ar dori să iasă din acest cerc, această karmă, da? Din această karmă. Ar dori să iasă din această karmă, din această relație. Însă, deocamdată, sunt legați. Da? Legați fedeleși. Asta gândesc. Sunt legați fedeleși, eventual. Și totuși, gândesc că își doresc să fie independenți. Și aici 8 și 9, evoluția. Aici este transformarea lor mentală, că 8 înseamnă transformare mentală, e 8, da? Casa 8 a Scorpionului, transformare mentală, puteți să fiți voi, da? Pot să fie ei. Dar eu întotdeauna, se pare, nu întotdeauna, la această etalare m-am fixat pe cel cu vibrație mai bună, când am vorbit de, în fine, personajul de aici.
trebuie să se transforme, e conștient că trebuie să se transforme mental, să găsească soluții ca să renunțe, să taie o legătură. Da? Dacă asul de spade înseamnă victorie, invers înseamnă un eșec. Vor să se separe eventual și să fie singuri ca să fie împreună cu numărul 2. Posibil. Posibil se gândesc obsedant la numărul 2 dacă numărul 2 este singur, singurică, se gândesc obsedant și nu găsesc soluții cum să ajungă să fie ca numărul 2. Pentru că numărul 2, după cum se vede, are energie faină, steaua și 10 de cupe. E într-o vibrație mult mai înaltă, mult mai înaltă. Da? Și este reprezentat de preîmpărăteasă. Trebuie să se pregătească ca să vină înspre numărul 2. Pe să fie singuri. Ce-și doresc? Ce-și doresc? Iar 4 și 5. 8 și 9, 4 și 5. Simt că își dorește evoluție, să crească, cum a zis mai devreme, își dorește să crească, să iasă din această relație în care se simte ei singuri. Relația aceasta, că e familie, că sunt părinții, surorile, neamurile, cultura sau soțul, soția, ei se simt singuri. Și își doresc să-și găsească echilibru, să-și controleze viața, mai ales dacă au fost mințiți în familie, manipulați, programați mental, vor să-și regăsească echilibru și să fie interesant ce văzuse mai devreme, împăratul pentru împărăteasă, da? Să fie, unde era aici? Imediat vă arăt ce văzuse mai devreme. Regele de monede pentru împărăteasă sau pentru împărăteasa care apare aici, regina de monede. Vor să preia controlul asupra vieții sale, vor să schimbe, da, cinci. Dar ca să schimbi uneori trebuie să dai înapoi. Ca să schimbi direcția, mai ales cine conduce, da, știe. Ai intrat pe o șosea greșită, trebuie să dai un pic înapoi ca să ajungi la intersecție și să faci schimbarea de direcție. Pentru cine o fi acest mesaj, vă rog să-mi spuneți. Își doresc să-și păstreze controlul pe de-o parte, dar dacă își păstrează controlul, se vor simți singuri. Da? Și mizerabili. Da? 4 și 5. Simt o energie destul de grea în acest moment când vorbesc cu voi din partea acestui număr. Ce-i susține? Să schimbe perspectiva, spânzuratul, casa 12, a necunoscutului, a spiritualității despre care am vorbit, dragii mei, mai devreme. Trebuie să se reorienteze către spiritualitate, să-și schimbe perspectiva, să stea un pic, să facă fitness spiritual și mental. Un pic de fitness, să stea în cap până le vine o nouă idee, până primesc inspirația divină. E o carte puternică, spânzuratul, mai puternică decât ați zice voi. Voi ziceți că împăratul e puternic, nu, și spânzuratul e extrem de puternic, dar foarte subtil. Vine pe calea viselor, a intuiției, a rugăciunilor. Aici este, interesant, da? Asta îi susține, să se roage, să învețe să se sacrifice într-o nouă direcție, într-o nouă perspectivă, înspre soare, creștere spirituală. Și interesant că sub 12 apare 13, trebuie să se transforme. Aici este, trebuie să se transforme. Ce susține eliberarea mentală de apele tulburi în care gândurile, astea sunt 8 de spade, gândurile tulburi, minciunile și programele în care a stat acest personaj. Cu voia lui sau fără voia lui. Eu am mare compasiune pentru acest personaj. Nu știu cine e, că sunteți voi, că sunt ei, iar poate să varieze. E o etalare colectivă. Ce blochează?
dacă nu se transformă radical, n-au cum să se bucure de acest soare, dragii mei. Soarele acesta este dincolo de această dimensiune materialistă, dincolo de acest 3D pe care ei l-au experimentat pe toate planurile. Acum trebuie să crească. Trebuie să crească. Da? Ca să își manifeste un cuplu, aici e un cuplu, aici este altfel de cuplu, în voie bună, în complementaritate, în într-o direcție spirituală. Pentru că dacă se întâlnesc flăcările gemene, au o misiune. Nu zic că acest personaj este foarte puternic, dar trebuie să se transforme radical. Și soarele, ia uitați-l unde este, da? Aici 10 de cupe este similar cu soarele, da? Varianta mică. Aici este. Trebuie să se transforme ca să poată să se bucure de acest soare. Altfel, stă în întuneric. Ia uitați-l cum e în întuneric. Până acum soarele a fost această comoară. Că-i familie, că-i cultură, că-s tradiții, că sunt idei preconcepute, variază. Dar trebuie, aici este blocajul că nu se transformă. Pentru că mai durează blocajul, de-aia zic. De-aia apare în poziția blocajului. Pentru unii, trebuie să-și transforme felul în care gândesc despre familie, despre casă, e casa patra. Casa patra trebuie făcută pe alți stâlpi. Ăștia sunt stâlpi de pasiune, de spiritualitate. Focul este spiritual. Și apare și aici, da? Foc. Spiritul arde. Inspiră. Personajul acesta are multă forță. Și în primul rând, forță de a-i inspira pe ceilalți. Intensitate. Bine, aveți și multă atracție, multă ambiție, multă creativitate, dorință de exploatare, de explorare. Nu exploatare, explorare, scuze. Mai greșesc și eu și mai fac și multe greșeli. Da, asta e, când vorbim atât de mult în direct, se mai întâmplă. Ne scuzați, adică mă scuzați. Ce simțiți? Pe de-o parte, multă tristețe pentru acest personaj. Eu în acest moment simt că aveți, sau cine o fi, da? Personajul acesta, că poate voi sunteți aici, acest personaj este cel la care vă gândiți. Plânge că nu puteți fi împreună. Plânge că unul dintre voi se uită la aceste cupe goale. Cupele astea goale nu mai e musai să fie triunghi amoros sau prietenii sau eu știu ce. Am zis, cupa reprezintă sufletul. Sufletul cuiva care se gândește la alte lucruri și nu la dragoste, nu la spiritualitate, nu la valori adevărate. Aici sunt valorile, aici este, de-aia și cupele sunt ornate. Valoarea adevărată este sufletul pereche. Sufletul pereche, flacăra geamănă, sufletul darmic, astea sunt valori adevărate. Și personajul de la numărul 2 plânge că numărul 1, deocamdată, nu a putut, nu vrea să vadă, nu vrea să transforme, să-și schimbe, am zis să schimbe direcția, interesant, dar să schimbe privirea, să schimbe perspectiva, să schimbe direcția către sufletul pereche. Care aici? A venit ca un trăsnet. Uite ce frumos, a venit ca un trăsnet. Imediat revin. Numărul 2 a venit ca un trăsnet în viața numărului 1. Deci are multă compasiune. Personajul acesta a plâns pentru numărul 1. Poate că a plâns și în perioada în care nu ați comunicat. La un moment dat a fost o tăcere între voi, o răceală, dorința de control a cuiva. Da, lucrurile trebuie schimbate. Schimbată perspectiva și eliberarea mentală. 6 de eliberare, da? De acest blocaj. Așa. Ce simte? A simțit compasiune, tristețe profundă, însă vrea să schimbe această, nu că să schimbe, să încheie acest capitol. Pentru este că e conștient, numărul 1, este conștient de forța sa creatoare, de inspirație pe care o primește și dacă
a venit în viața numărului 1 cu scopul să-l trezească turnul, e ok, conștientizează care este misiunea sa și se concentrează acum, din punct de vedere sufletește, se concentrează pe vindecarea sufletului său după aceste lacrimi. Vrea să înceapă un nou capitol în care nu mai suferă, da? Nici pentru numărul 1, nici pentru alte numere, da? Nu mai suferă. Vrea să-și manifeste sufletul pereche. Dacă nu se poate flacăra geamă, nu măcar sufletul pereche. Vrea să manifeste vindecarea sa, vrea să-și manifeste misiunea spirituală, când vorbim de spiritualitate. Vrea să înceapă un nou capitol în sufletul său. Să se echilibreze emoțional, să-și împlinească dorințele, vrea să se roage, da? Se conecteze la îngeri, la stele. Și speră într-un fel, da, se roagă și pentru acest personaj, clar se roagă. N-ai cum, când iubești, n-ai cum să nu te rogi. Ce gândește? Că apare totuși o separare, trăsnet. A venit ca un trăsnet eventual în viața acestui număr și dacă numărul acesta nu-i trea și nu-și face transformarea, n-au cum să fie împreună. Și atunci, turnul apare, trăsnetul, inspirația, da, reconstrucția acestei construcții. Reconstrucția acestei construcții, da, treceți peste greșeală și luați mesajul, da? Gândește că acest personaj trebuie să se reconstruiască după alte principii și în momentul în care se va reconstrui, în momentul în care va schimba perspectiva și va renunța la control și la programările mentale și va face această transformare, atunci ar putea să vină cu o ofertă, o nouă relație stabilă, da? Gândește. Dacă nu va face numărul 1, personajul de la numărul 2 își va găsi această ofertă în altă direcție sau și-o va crea singur, singură. Pentru că are multă putere de creație și inspirație. Are de două ori cavalerul de bâte, da? Multă pasiune, creativitate. Își creează singur aceste oportunități. Sau singură. Pentru că asul de monede poate să fie creștere personală financiară, nu neapărat în cuplu. Dar pentru că e o ușă, să zicem că se intră într-o nouă dimensiune. Într-o nouă relație. Ați înțeles mesajele? Ați înțeles. Ar putea, dacă acest personaj rămâne singur, să facă oferta nouă și cu 1-10 și să vă cuplați, dar rămâne de văzut în cât timp ce-și dorește. Își dorește să se bucure, să fie apreciat, apreciată de creativitate, de lucrurile pe care le-a realizat. Este un personaj valoros. Și personajul acesta e valoros, dar are o altă atitudine. Are o altă atitudine. Vrea să se bucure iar de o relație satisfăcătoare și emoțional, nu doar financiar. Și spirituală. Că uite, aici regăsesc movul din ametist, spiritualitatea despre care am tot vorbit. Foarte posibil în viața acestui personaj să apară cineva cu marcaj în Capricorn, Capricorn aici, și să simte multă bucurie sau semnul peștilor, sau semnul peștilor, Capricorn sau semnul peștilor. Pentru că ei sunt idealiști. Asta în cazul în care nu vă regăsiți. Iar mi se pare o resetare. Resetare. Dacă lucrurile nu merg cu personajul numărul 1, personajul numărul 2 își dorește să se reseteze. Dar, evident, că frumos ar fi, ideal ar fi cu împăratul. Că împăratul vrea să devină perechea perfectă, da? Pentru, da? Regele de monede pentru regina de monede. Împăratul pentru împărăteasă. Am arătat mai devreme, dați în urmă. Ce susține numărul 2? Comunicarea și creșterea spirituală. Zic creșterea spirituală pentru că 8 și cu 1, 9, da? Comunicarea pasională pe care o reprezintă. E un personaj care comunică pasional despre lucruri care transformă. Își transformă viața, comunică cum și-a transformat viața, transformare avem și aici, da?
Este genul de om care inspiră și pe alții să se transforme. Și asta îi susține. Eventual îi susține să meargă mai departe, să-și exploreze viața, nu să stea pe loc până se trezește și se transformă personajul de la numărul 1. Un mesaj. Ce susține, nu ce își dorește, ce îi susține. Să meargă mai departe, nu să viseze musai. Să meargă, să exploreze, să comunice, să descopere calități, situații, personaje, dar să-și descopere frumos mesaj, misiunea. Ce îi blochează, repet, să stea, să aștepte. Această comunicare. Să aștepte să primească de la numărul 1, pe care îl văd marcat de multe monezi, monede sau monezi, da? Dacă așteaptă comunicare de la numărul 1, pe monede, 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 și aici apare iar în poziția blocajelor. Dacă așteaptă comunicare și reechilibrare, se blochează. Asta pentru că 6 și cu 1 înseamnă 7 și 7 de monede. E o energie, așteaptă de prea mult timp aici. Așteaptă de prea mult. Dacă stă să se gândească prea mult, dacă să mai investească în numărul 1, se blochează. Trebuie numărul 2 să-l lase pe numărul 1 să-și facă transformarea, schimbarea de perspectivă. Cum am zis mai devreme, nu mă mai repet. Trebuie să-l lase să se reechilibreze și financiar, și spiritual, și emoțional. Și între timp, acest personaj trebuie să crească. Care 10 de cupe steaua, lumea simte că are o misiune la nivel colectiv. Și dacă stă în această energie a decepțiilor, da, și-ar dori acest personaj alături de ei în această misiune, dar dacă nu crește în timp util, asta e, nu poate sta pe loc. Nu știu pentru cine citesc, vă rog frumos confirmați-mi. Evident că e etalare colectivă și trebuie să fiți foarte atenți să vă găsiți poziția, dar vedeți unde sunteți. Aceasta e energie extrem de materială, blochează acest personaj extrem de creativ și spiritual. Blochează, într-un fel sau altul. Ce reușiți să faceți? Ia uite, doi de cupe. Ia uite, opt de spade și valetul de bâte. Numărul 1. Trebuie să învețe să comunice din suflet. Chiar uitați, la comunicare e foarte blocat. Să comunice din suflet, să se conecteze la acest suflet pereche, da? La sufletul său pereche. Să comunice din suflet. Eventual, să învețe compasiune. Interesant. Și, în primul rând, compasiunea unde trebuie să o manifestăm față de noi. Personajul numărul 1 trebuie să învețe să se ierte și să exprime amabilitate, compasiune, drăgălășenie, să-și exprime emoțiile. Că uitați, în suflet ce are bani și n-are nimic legat de emoții și asul de spade care e și invers. Aici este transformare, un șarpe, vorbim de transformare, da? Să-și lase vechiul eu, cum am zis mai devreme, și să se transforme, să învețe să colaboreze, să comunice din suflet cu oamenii care vin în întâmpinarea sufletului său. Numărul 2, trebuie să meargă, să-și exprime originalitatea. E un personaj foarte creativ. Trebuie să exprime, iar valetul este un soi de mesager. Creativitatea, sexualitatea, nu neapărat sexualitatea. Originalitatea, da. Trebuie să o exprime. Și simt că în alte direcții, pentru că văd că e cu spatele, da? Simt că în altă direcție, până
se transformă. Altfel se blochează, ia uitați. Dacă stă în această energie, 8 de spade e și aici, da? Îl vedeți. Dacă stă prea mult în această energie, da, există atracție, există obsesie, să zicem, mentală. Dar astea blochează evoluția noastră. Vom mai vedea în detaliile următoare ce mesaje mai găsiți, însă deocamdată cam acesta a fost pentru numărul 3 în această perioadă. Vă rog, ascultați cu atenție, eventual și a doua oară. Nu musai ca să-mi faceți mie vizionări, cât să vă înțelegeți corect mesajele. E etalare colectivă, sunteți unul și doi, trebuie să vă găsiți poziția. Asta susține numărul 1. Bâtele, creativitatea, transformarea, exprimarea originalității, ieșirea din programări, ieșirea din tristețe, tristețe și aici. Da? Și aici, ce reușiți să faceți? Probabil că există cineva cu marcaj în pește, în scorpion, pentru că apare pești, casa 12-a peștilor apare în poziția susținerii, a blocajelor apare semnul scorpionului, adică încă personajul nu poate să facă față intensității, vorbim de intensitate, scuzați-mă, la scorpion, intensitate de foc e Marte, da? Pasiune. Aici este și pasiune și emoții extrem de intense. Atât de intense încât sunt ca și un trăsnet. Aici este. Personajul acesta trebuie să-și îmbrățișeze transformarea sufletească. Ce? S-a văzut o chitară. Transformarea sufletească. Cam atât, dragii mei, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao!